Bine ați venit la un nou episod din Dentistry Hub. Eu sunt Cristi, sunt dentist în București. Vreau să vorbim astăzi despre dinții care trebuie scoși. Când trebuie scos un dinte și când se poate salva un dinte. Cred că e o informație importantă. Sunt mulți pacienți pe care i-am, care vin de la alți medici și îmi zic că li s-a propus extracții și eu sunt, cred că aș mai putea să trag de dintele ăsta să-l salvez. Vreau să vă explic în clipul ăsta în ce condiții se poate salva un dinte și care sunt criteriile clare după care trebuie să ne luăm când decidem să extragem un dinte. Să-i dăm drum. Să vorbim pe baza unor cazuri. Am făcut aici o aranjare, am făcut o organizare ca să fie cât se poate de clar pentru voi. Avem un dinte care eu zic că este un dinte salvabil, l-am și salvat, am și follow-up-ul de peste un an jumate la dintele ăsta. Adică follow-up înseamnă că pacientul folosește coroana pe care i-am pus-o eu de peste un an jumate. Mulți dentiști ar spune că ăsta este un dinte care ar trebui scos. Eu am decis că am de gând să izolez cu teflon de jur împrejurul lui ca să nu pătrundă sânge și salivă în interiorul dintelui cât timp eu îl voi prepara pentru coroană. Un criteriu esențial după care trebuie să ne luăm în momentul în care decidem dacă salvăm sau extragem un dinte e dacă destrucția, dacă acea carie din dinte a ajuns până la nivelul rădăcinii sau a ajuns foarte mult subgingival. În cazul pacientului nostru de aici, ia să mărim poza, după ce am curățat dintele de carie, am ajuns în substanță dentară sănătoasă, iar aici e cea mai profundă destrucție. Dar destrucția asta este undeva la un milimetru subgingival. Iar în restul dintelui, în partea de sus, aș spune că sunt juxtagingival, adică în partea vestibulară, în partea de sus a imaginii, sunt juxtagingival la nivelul gingiei, iar în partea dinspre măseaua alăturată, aș zice că sunt chiar supragingival, un 0,5 mm. Imaginați-vă că eu va trebui să reconstruiesc acest dinte. Dinte care reconstruit cu pivot din fibră de sticlă și cu material compozit arată așa. După care eu trebuie să șlefuiesc dintele de jur împrejur pentru a permite inserarea unei coroane. Este important să avem un efect ferul. Ce este efectul ferul? Efectul ferul înseamnă că coroana pe care noi o vom pune peste acest complex de dinte, plombă, ce reconstrucție am făcut eu aici, coroana trebuie ca la bază să înconjoare numai dinte. Și aici putem să observăm diferența dintre materialul de plombă și dinte. Cu cât am mai mult dinte aici, cu atât am un ferul mai mare, să spune. Vedeți că aici am dinte, dinte și în porțiunea unde era cel mai distrus dintele, adică în porțiunea asta, am într-adevăr foarte puțin dinte. Am mai mult material de plombă, nu știu dacă se poate face diferența între materialul de plombă și dinte în zona asta. Acolo este un compromis. Ideal este ca efectul ferul să fie de jur împrejurul dintelui, coroana să termine în dinte limita ei pe peste tot, dar în situații de genul ăsta prefer să fac un compromis decât să scot din prima dintele și să-i pun pacientului un implant. Rezultatul final este de la dintele ăsta reconstruit cu teflon, am ajuns la această coroană frumoasă din zirconiu. Cât ține? Când întreabă un pacient cât o să mă țină această coroană. Din moment ce îi explic, este un compromis pe care îl facem aici. Într-adevăr mic, dar este un compromis. Le dau un pronostic destul de rezervat, dar am rezultate chiar și de peste 3 ani cu astfel de dinți salvați și care sunt încă funcționali. Cum arată un dinte care trebuie scos? Acum ați văzut cum arată un dinte care se poate salva. Ei, un dinte care trebuie scos și să nu vă speriați, am un caz în lucru. Înainte să întrebați cum a ajuns pacientul așa și să judecați, gândiți-vă că aici este un defect de structură. Adică nu ajunge niciun pacient în situația asta de la niște simple carii sau de la niște cola sau eu știu, droguri. Nu există. Aici este clar un defect de structură, poate o amelogeneză imperfectă, o dentinogeneză imperfectă, sunt niște boli cu transmitere genetică. Pacientul a spus că și în familie mama lui are aceeași problemă, deci clar excludem varianta drogurilor, este mai degrabă pe fond genetic. E, în cazul pacientului de aici, dinții de la maxilar nu se mai pot salva. Ce avem aici? Se vede că este la nivelul gingiei, doar că aici nu avem substanță dentară bună. Adică în momentul în care eu mă voi apuca să curăț, cu siguranță voi ajunge 2-3 mm subgingival, adică asta înseamnă că ajung la nivelul osului. Nu se poate reconstrui un dinte de la nivelul osului.
Aici clar e nevoie de extracție și de implant. Un alt caz vreau să vă arăt și chiar am văzut recent la un coleg cum a scos un astfel de dinte. Și mie nu mi se pare că ăsta e un dinte de scos. Adică avem acest incisiv central, mai ales un incisiv central. Să pui implant în zona frontală, trebuie să ai foarte mare grijă cu țesuturile moi. Pacienta a venit cu dintele fracturat, nu mai știu dacă s-a lovit cu o furculiță, a mușcat din ceva, nu mai țin cum s-a întâmplat, dar ea a venit cu dintele fracturat și a venit cu fragmentul dentar în mână. Decizia mea a fost următoarea. Am de gând să tratez urgența acestei paciente să nu stea cu dintele din față fracturat, așa că îl am lipit. Pur și simplu am făcut adeziuni între smalț și smalț și a ținut mult și bine. Între timp, ăsta e dintele pe care l-am lipit, nici nu se vede lipitura. Între timp, pacienta a continuat tratamentul la noi, vedeți că avea mai multe plombe de schimbat, cu gândul să își pună într-un final fațete. Dar înainte de a-și pune fațete, trebuie să lucrăm pe curat. După ce pacienta și-a rezolvat toate problemele pe care le avea, a ajuns în stadiul acesta. Vedem că plombele au fost schimbate, vedem că pe acest dinte unde am lipit eu fragmentul ăla a apărut o colorație maronie, dar nu unde s-a produs lipirea, adică aici la baza dintelui. A apărut colorația asta maronie pentru că dintele nu mai are nerv și un dinte fără nerv devine mai închis la culoare și din stadiul ăsta ne-am apucat să pregătim dinții pentru fațete / coroană pe acest dinte unde am făcut acea lipitură anterior. Incisivul ăsta lateral, pacienta a fost informată că dacă nu vrea să-și pună aparat dentar, va trebui șlefuit. O idee mai mult ca el să fie băgat în linie cu toți, pentru că nimeni nu-și dorește după ce își pune fațete un incisiv lateral plecat într-o parte, iar rezultatul final este ăsta la aproximativ 10-14 zile după cimentare. Eu sunt foarte mulțumit, sunt niște fațete foarte naturale și dacă se observă dintele ăsta, incisivul lateral, clar avem o diferență mare pentru că e băgat în interior. Nu mai există acum diferențe de culoare, nu mai există un dinte maroniu, totul face parte din peisaj și pacienta mi-a zis că la muncă toți îi spun, vai ce zâmbet frumos ai. Aș zâmbi cu gura până la urechi dacă aș fi în locul tău. Să-l scot pe ăsta? Nici vorbă. Adică prefer să salvez un dinte de genul ăsta unde am o grămadă de efect ferul. Dacă ne uităm de unde am făcut eu lipitura, de unde s-a produs fractura, până la gingie, păi aici am cel puțin 3 mm. 3 mm de efect ferul este uriaș. Într-adevăr, vedem că aici, mezial, este destrucția juxta-gingivală. Așa că efectul ferul acolo probabil că nu este ideal. Tot un mic compromis, un compromis și mai mic față de situația anterioară. Dar dintele este bine mersi și pacienta mușcă cu el, adică a mușcat inclusiv cu acea lipitură, nu a așteptat să-i pun o coroană. Și a făcut treaba cu el. Asta e before and after-ul după lipit și asta este after-ul după fațete Emax. Bun. Întrebare întrebătoare acum. Ce faci când nu poți salva un dinte? Care este soluția? Să vă dau și pasta. Păi bineînțeles că cea mai bună soluție este să pui un implant. Hai să vă explic un pic următorul caz. Avem un pacient care și-a pierdut 4 molari. A rămas doar cu măselele de minte și cu premolarii. 2 molari din partea stângă, 2 molari din partea dreaptă au fost pierduți. În această situație analizăm bucata asta de gingie și pe un computer tomograf analizăm osul. După ce ne asigurăm că avem suficient os, facem o incizie în mijlocul gingiei și o dăm la o parte și expunem osul. După care începem să frezăm, să facem niște drill-uri, se numește să intrăm cu o mini-bor mașină, dacă vreți, în osul pacientului ca să pregătim locul pentru a primi un implant. După ce facem primul drill, verificăm cu niște pini de paralelism, ăștia de aici, se numesc pin de paralelism, să ne asigurăm că implanturile pe care noi urmează să le punem sunt paralele cu dinții vecini, more or less, pentru că dinții vecini pot fi înclinați și nu trebuie să cădem în capcana să facem un implant paralel cu un dinte care e înclinat. Și să ne asigurăm că avem suficient spațiu între implanturi și că implanturile sunt paralele între ele, că ne va permite poziția implanturilor să punem coroanele definitive. După ce terminăm etapa de drilling, avem aceste găuri, să le zic, să fie pe înțelesul tuturor. Să avem un milimetru de os de jur împrejurul găurii în care o să băgăm implantul, cel puțin. În cazul pacientului nostru am decis să-i pun un implant de 4,5 și un implant de 5 mm pe zona molarului 2. După ce sunt inserate implanturile, am pus niște cape de vindecare în jurul cărora gingia se va vindeca și va forma noul profil de unde va pleca dintele în viitor. După ceva timp, 3-4 luni, în cazul mandibulei, vom scoate acele cape de vindecare și gingia va arăta așa, roz, sănătos,
Aici vedem șuruburile, adică implanturile noastre, după care vom pune coroanele care vor arăta așa. Coroanele de obicei prefer să le fac înșurubate dacă le fac individuale și aici, prin acest orificiu, se poate introduce o cheiță și se poate deșuruba coroana. Alt exemplu, poate aici să observe mai bine orificiul sigilat cu material de plombă. Vedem coroanele pe implanturi și cu materialul de plombă care sigilează șurubelul care face legătura între bont și implant. Alt caz la fel, din nou și din alt unghi. Putem să-i dăm pacientului să-și facă un computer tomograf, doar în scop didactic, ca să vă prezint vouă cum ar trebui să arate un implant inserat în os corect, să fie înconjurat de os și vedem că aici avem implantul clar înglobat în os. Implantul numărul 2, la fel și aici, sunt inserate în os corect. În momentul în care pui un implant la ceva timp după ce s-au pierdut dinții, e că e dificil de păstrat profilul pe care l-a avut dintele înainte. Și ca să vă exemplific, o să vă arăt un pacient care a avut un accident cu o trotinetă și și-a pierdut 3 dinți din față. După extracțiile dinților din față, situația arăta așa. Îmi pare rău, arată destul de horror, dar vreau să vă exemplific ceva. Credeți-mă că o să ajungem la un punct mult mai frumos. Arată așa. Pacientului s-au pus 3 implanturi în zona din față, câte un implant pentru fiecare dinte. S-a făcut adiție de os, s-au pus cape de vindecare, care arată așa. Capele de vindecare au rolul de a conforma gingia în jurul lor, dar o capă de vindecare este standard. Ea nu este individualizată pentru fiecare profil al oricărui dinte. Așa că, în aceeași ședință, înainte de a-i se pune capele de vindecare pacientului, s-au luat niște scanări, s-au făcut niște amprente digitale folosindu-ne de aceste scan body-uri. Astea sunt niște scan body-uri, niște elemente pe care le recunoaște softul pe care îl folosește tehnicianul în laborator și îl ajută să ne confecționeze niște coroane. Imediat, la 2 zile după ce au fost inserate implanturile și au fost puse capele de vindecare, pacientul a primit niște coroane provizorii. Coroane provizorii care, bineînțeles, că nu arată genial. Orificiile astea sunt aici, sunt în zona din față, pentru că nu permite osul uneori în zona frontală să pui un implant în așa fel încât orificiul de înșurubare al coroanei să fie în zona din spate a dintelui. Coroane cu care pacientul va trebui să stea minim 6 luni. După cele 6 luni, vreau să vă arăt ce se întâmplă cu gingia. După cele 6 luni, aici a rămas un fir și i-a produs o mică iritație, dar l-am scos și nicio problemă acum. După cele 6 luni, avem un profil individualizat al viitorului dinte. Și mai de aproape se poate vedea, pentru că încercăm să mimăm faptul că coroana care va fi în implant se pare că va ieși din gingie, ca să mimeze cât se poate de mult naturalul. Ăsta este avantajul când faci implanturi post-extracțional. Este marele avantaj. V-am arătat un dinte salvabil, v-am arătat situația acestui pacient cu trotineta, v-am arătat pacientul nostru cu acele implanturi din zona laterală, același pacient după ce mă bucur că am cazul final acum. Același pacient, aceasta era situația lui înainte de a-i pune fațete și înainte de a-i pune molarii de jos. După ce am pus implanturile, totul este stabil din punct de vedere funcțional. A decis pacientul că își dorește și fațete și de la stadiul ăsta, unde vedeți că aveam niște spații între dinți, niște dinți asimetrici, am ajuns în stadiul ăsta. Eu zic că e o diferență majoră, nu mai sunt spații, vedere din lateral, fațete cu un aspect cât se poate de natural. Deci după ce s-a făcut improvementul funcțional, s-a făcut și improvementul estetic. Dragilor, asta am vrut să vă arăt. Sper că ați înțeles din clipul ăsta când trebuie un dinte scos și când se poate salva. Nu vreau să înțelegeți de la mine acum că încerc să salvez orice ciot dentar. Trebuie să vă gândiți și la aspectul ăsta. Ca medic, trebuie să-i asigur pacientului un pronostic. Nimeni nu vrea să-și pună o coroană care să dureze un an. Așa că dacă ești la limita aia și limita aia o poți decide doar din experiență, atunci poți să-i spui pacientului bine. Nu mai are sens să salvăm ce se întâmplă cu dintele ăsta al tău aici, așa că mai bine îl scoatem de acum și punem un implant care cu siguranță va fi mult mai durabil. Sunt situații în care, de exemplu, sunt 6 dinți, dintre care 5 trebuie scoși și al 6-lea s-ar putea salva, dar ar încurca la protezarea pe implanturi.
în situațiile astea nu merită să tragi de acel dinte doar de dragul de a-l salva. Mai bine scoți și faci o treabă bună până la capăt cu implantul. Asta am vrut să vă explic. Lăsați-mi părerile voastre la comentarii. Pe noi știți unde ne puteți găsi. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, acolo unde postez mai frecvent ce fac în cabinet. Lăsați-mi la comentarii idei despre ce ați vrea să mai vedeți în clipurile noastre de pe YouTube. Până data viitoare, vă mulțumesc frumos că ați urmărit. Eu am fost Cristi. Pa!